Racla cu moaștele Sfântului Calinic de la Cernica se află în Oltenia în perioada 28 aprilie-5 mai. Primul popas a avut loc deja la Craiova, următoarea destinație fiind Râmnicu-Vâlcea. Episcopia Severinului și Strehaiei va fi binecuvântată de prezența Sfintelor Moaște în zilele de 3 și 4 mai. Racla va fi așezată în fața catedralei într-un loc special amenajat. De 162 de ani, Sfântul Calinic este cinstit în Sfânta Mănăstire Cernica. De atunci niciodată nu a plecat din mănăstire și mulți credincioși care au mers la mănăstire au găsit tămăduire sufletească și trupească prin rugăciunile înălțate la Sfintele Moaște, pentru că anul acesta este la nivelul Patriarhiei Române anul Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor. Mitropolitul Olteniei a socotit de bine să se săvârșească taina Sfântului Maslu joi seara aici la Catedrala Episcopală. În afară de taina Sfântului Maslu, preoții vor mai săvârși slujba privegherii, dar și acatistul Sfântului Ierarh Calinic, după care spre miezul nopții Sfintele Moaște vor fi așezate în paraclisul Catedralei Episcopale. După miezul nopții, în paraclis se va săvârși Sfânta Liturghie, urmând ca vineri dimineața racla să fie așezată din nou în fața catedralei. Tot vineri, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Mitropolitul Olteniei, înalt preasfințitul Irineu, împreună cu toți ierarhii Olteniei. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost unul dintre marii părinți duhovnicești ai veacului al XIX-lea, cunoscut atât pentru rugăciunile sale tămăduitoare, cât și pentru faptele sale de milostenie. Toți aceia care au înălțat rugăciuni către Dumnezeu la racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Calinic au primit în dar de la Dumnezeu vindecări sufletești și trupești. Aducerea raclei cu cinstitele moaște este o inițiativă înalt preasfințitului Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, și poartă binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.